Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne vedem pe Mix TV, ne auzim și la Radio Brașov cu Lucian Pătrașcu. Este vorba de președintele organizației municipale a PSD Brașov, dar și de un secretar de stat în Guvernul României. Bună seara, bun revenit! Bună seara și mulțumesc de invitație! Secretar de stat în zona economică, zona de competență, vorbim cu un doctor în contabilitate și cu un om cu experiență în această zonă. Vă valorizează cunoștințele și experiența postul de secretar de stat? Cu siguranță și e un lucru bun și benefic pentru mine totodată, pentru că am parte de altă experiență care am avut-o până acum în prezent. Lucrez în aparatul propriu al viceprim-ministrului Ștefan Viorel. Ca secretar de stat am în primul rând atribuții de reprezentare și de implicare pe probleme de natură strict economică. Dacă e să dau aici câteva exemple, am participat anul trecut, în luna decembrie 2018, la Comitetul Executiv al Asociației Porturilor Europene, care s-a ținut la Constanța, în care au participat cei 28 de directori din toate porturile din Europa. Am transmis mesajul Guvernului la momentul respectiv cu privire la partea de implicare pe probleme economice. Lucrăm pe anumite instituții ale statului, cum ar fi Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia, Compania Națională a Uraniului, cât și alte instituții subordonate statului, care în acest moment nu au o situație financiară extrem de bună și prin anumite calcule și intenții să reușim să le aducem la un anumit nivel în care să fie rentabile pentru statul român. Deci obiective importante, proiecte importante, provocări importante. Numai că vedeți, deși sunt foarte sonore cele amintite de dumneavoastră, sunt nume mari și de referință ale industriei românești, ale economiei românești, păreți cumva ascuns la București. Nu sunt deloc ascuns de brașoveni. Ne-am mai apărut și în media online în Brașov și la emisiuni televizate la câte am participat până în prezent, dar ascuns chiar n-aș vrea să mai puțin să vizibil cred ca altă dată la vremea când de aici puteați fi mai vocal, mai într-adevăr mai puțin vizibil. Dar sunt prezent aici în organizația Brașov, ne facem treaba cum trebuie și în Consiliul Local și în alegerile astea care urmează să se întâmple în 26 mai. Știți, la momentul la care ați promovat, de fapt, pentru că o promovare foarte importantă la București, n-au fost puține voci care au spus și care au formulat chiar așa: păi dacă Lucian Pătrașcu se mută la București, PSD-ul rămâne fără candidat la primărie, deci gata, PSD-ul a capitulat cumva, a predat încă o dată Brașovul, lându-și gândul de la municipiu. Nu s-a pus niciodată problema ca PSD-ul să capituleze la primăria municipiului Brașov. Nu sau oficial sau nu recunoscut. Eu vă zic în calitate de președinte al organizației municipale. Obiectivul cel mai important al organizației municipale Brașov este să câștige primăria Brașov. Asta ca să ne înțelegem de unde plecăm. Faptul că eu sunt la București, asta nu înseamnă că organizația Brașov nu are candidați care să poată să câștige primăria municipiului Brașov. Candidat sau candidat? Mai sunteți candidat, de fapt, și de la drept? La acest moment nu s-a pus în discuție, pentru că acum, sincer vă zicem, suntem focusați foarte mult pe alegerile astea care peste două zile vor intra oficial în linie dreaptă, alegerile europarlamentare. Suntem, mai avem practic 4 săptămâni de zile până va veni ziua votului. Suntem focusați să ne întâlnim cu cât mai mulți brașoveni în următoarea perioadă, pentru că la noi scopul nostru este să le spunem brașovenilor toate măsurile pe care Guvernul României le-a luat timp de 2 ani jumătate și toate promisiunile care au fost onorate în acești 2 ani și jumătate de guvernare PSD. Acesta este scopul nostru la acest moment, să ne întâlnim cu cât mai mulți brașoveni, să le transmitem exact ceea ce a făcut guvernul, nu să spunem povești, da, ce va face guvernul, ce a făcut guvernul pentru ei până în acest moment, urmând ca după alegerile europarlamentare, cu siguranță la anul acesta se va stabili în principiu cine va fi candidatul la alegerile locale de anul viitor. La acest moment nu au fost discuții cu privire la acest subiect. Da, vă mai gândiți sau nu e momentul să ne spuneți? Nu cred că e momentul, acum v-am zis foarte clar, sunt alte lucruri pe care noi suntem
îndreptățit să le facem și să discutăm cu brașovene pe alt subiect și pe altă... Deci încă nu ne spune, vedem, vedem după alegeri ce se întâmplă. Din punct de vedere emoțional, pentru că până la urmă fiecare tur de alegeri înseamnă și foarte multă emoție. Deși ar trebui să fim mai raționali, mai cerebrali, să vedem cifre, să vedem date, să vedem politici, dar dincolo de asta, întotdeauna mult mai penetrant, mult mai auzit, e zona asta a emoțiilor și e multă emoție negativă împotriva PSD, este o încărcătură. Cum o simțiți? Bănuiesc că va atinge din când în când. Vedem cu toții ceea ce se întâmplă la... Și ce se mai nu, chiar nu mă simt ciumaroșie, chiar nu mă simt, nu mă simt deloc ciumaroșie. Am 38 de ani, aveam 8 ani la când s-a întâmplat în 90 Revoluția. Chiar ciumaroș și nu mă simt absolut deloc. Ceea ce vreau să spun este că guvernul PSD a luat foarte multe măsuri în toate domeniile de activitate și dacă este să vorbim despre tineri, în primul rând s-au luat măsurile începând de anul trecut, a fost acel program de Startup Nation, da? Prin care fiecare tânăr are posibilitatea să-și înființeze o firmă nouă, da? Să poată să iei de la bugetul de stat suma de 40.000 de euro pentru a-și dezvolta afacerea lui. Anul acesta s-a aprobat tot pentru tineri Investește în Tine, un program Investește în Tine, prin care orice tânăr poate să iei de la bugetul de stat bani, în sumă echivalentul la 40.000 de lei, pentru studii, da? Fără să plătească vreo dobândă, fără să plătească absolut nimic de la statul român, având o perioadă de grație de 5 ani de zile maxim, în care dânsul poate să-și termină facultatea, poate să-și termină un masterat, poate să-și termină un curs de specializare. Un model occidental folosit. Prin care statul îl ajută să plătească acești bani fără ca dânsul să trebuiască să fie angajat, să trebuiască să-și pună un activ, un bun ipotecă. Și atunci, pentru tineri, lucrurile astea sunt lucruri care s-au realizat concret. Dacă dumneavoastră îmi spuneți în toată guvernarea asta de dreapta, penelistă, pedelistă, o măsură, una singură, prin care guvernarea de dreapta să iei o măsură pentru tineri. Dacă există, dacă aveți acest lucru, dacă puteți să-mi spuneți acest lucru. Altă măsură care a luat guvernul PSD a fost aceea prin care le-a dat gratuitate pe transportul feroviar. Da, de aia nu mai prindem acum spre mare niciun loc, știți? Sunt măsuri sunt destui care vă boscorodesc dacă pentru asta. Dacă vorbim de domeniul turistic, guvernul PSD a luat măsura de reducerea TVA-ului de la 19% la 5%, o măsură foarte bună pentru cei care au business-uri în domeniul turistic. Dacă ne gândim la acele vouchere de vacanță pentru toți bugetarii care au primit 1450 de lei să poată să meargă să-i cheltuiască în țară, oriunde vor ei să meargă în vacanță. Adică sunt lucruri care s-au făcut odată pentru salariați și odată pentru cei care au business în domeniul turismului. Dacă vorbim de creșterile salariare care s-au făcut pentru toți românii și aici vorbim de acel salariu minim pe economie care în 2016, să știți că erau 1050 de lei în 2016 și acum practic e 2080 de lei, s-a dublat acel salariu minim pe economie pentru cei care lucrează astăzi cu salariul minim pe economie. Dacă vorbim de salariul din construcții, la fel, minimul în salariu pe construcție este de 3.000 de lei. Sunt lucruri care s-au făcut odată pentru salariați, pentru că în 2016, din păcate, românii erau cei mai prost plătiți. Bun, a fost un an destul de negru. Din Uniunea Europeană. Asta este adevărul și încă nu avem un salariu care să fie la nivelul Uniunii Europene. Acum cum stăm în peisajul Uniunii Europene? Că eram ultimii, am mai crescut? Am mai crescut, dar să știți că n-am ajuns la nivelul lor de trai și mai este până ajungem la nivelul lor de trai. La nivelul lor de trai deja noi vorbim de un salariu de 2080 de lei brut, dar în realitate omul ia în mână 1260 de lei. Da, deseori vă înjură, știți că spune, uite ce spun ăștia, nu iau atât. S-au făcut aceste măriri, pentru că la 1050 de lei brut, cât luai sal, cât luai netul la 1050 de lei? Păi facem regula de trei simplă. Pe de altă parte, sunteți contabil, da?
cresc și prețurile? La ce ne putem aștepta? Că dacă prețurile cresc și noi luăm mai mulți bani, dar nu facem mai mult cu ei, iarăși pe cine înjurăm? Tot pe cei de la guvernare, care uite să mai și laudă după ce că păi nu ne-am redus TVA-ul la alimente, am redus TVA-ul în domeniul turistic, am făcut lucruri benefice pentru a mări pensiile. Nu putem spune că n-am mărit pensiile, am mărit salariile la medici, le-am dublat salariile la medici, la asistentele medicale, pentru că medicii, într-adevăr, și asistentele sunt o categorie profesională care pleacă din țară. Era un exod. Și nu numai medicii, chiar și zona asta de construcții. Nu mai găsești în ziua de astăzi meseriași care să-ți lucreze pe șantier, să-ți poată să-ți facă o dezvoltare imobiliară. Trebuie să aducem oameni din afara țării și asta nu este în regulă, pentru că totul se rezumă la bani. Adevărat, sau cum sunt aceste lucrări, da, DN73, că a fost domnul ministru zilele trecute, ați văzut, sunt probleme mari cu forța de muncă în România. Da, pentru că România au plecat în afara țării, da, din cauza traiului care până în 2016 a fost foarte greu și în 2016 cu măsurile pe care le-a luat guvernul PSD, încet, încet trebuie să ajungem și noi la un anumit nivel care există în Uniunea Europeană, pentru că ăsta este adevărul, nu putem fi doar o piață de forță de muncă și, și piață de consum. Nu se poate ca noi, o țară cu aproape a șaptea țară din Uniunea Europeană ca mărime și ca populație, să fim doar o piață de forță de muncă și o piață de consum. Acest lucru, din punctul nostru de vedere, a Partidului Social Democrat, este inacceptabil, oare nu asta v-a atras și aceste campanii furibunde de denigrare și de demonizare, ambiția de a nu rămâne o piață de desfacere a Uniunii Europene? Dacă e să ne uităm la televizor, guvernarea PSD și în sine Partidul Social Democrat este cu oamenii, că toate măsurile care s-au luat în primul rând pentru oameni, da? Și nu s-au luat pentru companiile multinaționale care sunt în țara noastră. Și nu pentru cei care vor să vină să facă bani, da? Dacă e să ne uităm la bănci, da? Cu acele dobânzi, pentru că acum vă zic sincer, eu dacă astăzi vreau să iau un credit, vreau să iau o mașină în rate, da? Un credit, nu un leasing. Un credit, o persoană fizică, dacă ia astăzi o mașină în rate, are dobândă lei 9,5%, o dobândă foarte mare comparativ cu dobânzile care se practică pe piața Uniunii Europene. Și acest lucru ce presupune? Faptul că vin aceste companii, bănci și în țara noastră, deschid filiale și fac profit, care din păcate îl duc în țara de origine. Așa se întâmplă din păcate în România. Da, și aceste multinaționale au angajați care sunt, se simt ușor privilegiați, au avut salarii inițial mai mari, că nu degeaba le aveau mai mari, oricum erau mult mai mici decât în alte țări, și care își apără, nu știu, cred că de acolo sunt cei mai mulți dintre contestatarii, dumneavoastră, din zona aceasta, multinaționalelor. Regula e simplă. Regula e simplă, faci profit în țara noastră, plătești impozit în țara noastră. Și până la urmă nu se discută. Da. Am înțeles. Deci mergeți confortabil la întâlnire cu brașovenii, cu fruntea sus? Nu, să știți că până acum am ieșit pe stradă și ne-am întâlnit cu brașovenii în precampanie, că am ieșit și în precampanie, urmând ca din data de 26 aprilie să intrăm oficial în campania electorală. Am mai buș discuții cu brașovenii pe anumite teme. Mai e câte unul supărat așa, care vine și mai sunt supărați, dar nu, să știți că majoritatea discută cu tine, stau, au răbdarea să le explici ce au făcut PSD-ul și pensionari și numai pensionari și clasa de mijloc, cu vârsta între 35 și 50 de ani și tinerii la urmă, pentru că îi aduceți la vot, aici ai miza. Cine va aduce tineretul la vot? Mesajul nostru este ca toată lumea să iasă la vot, pentru că la urmă este un lucru pe care toți brașovenii și nu numai toți brașovenii, toți românii trebuie să-l facă atunci când sunt alegeri, să iasă la vot, să voteze, pentru că la urmă, dacă nu ai votat, nu prea ai voie să mai comentezi. Să mai comentezi de pe margine. Da. Bun, cum vă simțiți în Brașovul pe care l-ați ales, lăsând în urmă Iașul, tinereții, foarte tinereții, că tineri sunteți și astăzi. Am văzut ultimele intervenții în Consiliul Local, de fapt, din totdeauna, de când sunteți consilier, aveți câteva subiecte pe care le puneți pe tapet. Nu prea se schimbă, nu prea vă ascultă. Apropo de ceea ce vreați să faceți la primărie. Da, ce să zic, Brașovul din ce în ce, dacă ne uităm cu toții, devine un oraș foarte aglomerat. Pe zi ce trece, un oraș foarte aglomerat. Din păcate, sufocat de-a dreptul la unele ore, pe unele artere, aici păcate, suntem într-unul dintre punctele nevralgice. Din păcate, administrația primăriei, care este și la municipiu și la județ PNL,
nu e în stare să trezească din amorțeala asta de 3 ani de zile în care se află. Pentru că dacă e să luăm zona tractorul, da? Vedem acolo că s-au construit foarte multe locuințe, foarte bine că s-au construit și foarte bine că au venit dezvoltatori imobiliari în Brașov. Dar aceste locuințe s-au făcut, oamenii s-au mutat, da? Și ne trezim că nu avem infrastructură rutieră. Și acum țipă ca un noroi pe stradă. Să ne deplasăm la locul de muncă și în alte locuri unde vrem să ne deplasăm. În zona respectivă nu avem creșe, grădinițe. Acum, în campania electorală de 2 luni de zile, 3 luni de zile, domnule, facem grădinițe, facem școli, facem poduri hobanate de la gară, facem tren aia de mare... Aia cu podul e deja din mandat, da, de la alegerile trecute. O să avem tren de mare viteză, o să avem aeroport pe schițe și pe poze și pe grafice, dar în realitate acolo sunt 3 stâlpi și o bucată de asfalt făcută de domnul președinte de Consiliul Județean Căncescu. Deci despre ce discutăm aici? Sunt foarte multe lucruri care... E o pistă, care, să știți. Acolo e o pistă, da. Inaugurată și deteriorată deja, cred. Un drum asfaltat. Un drum asfaltat. Acum, lăsând partea tractorului, în care acum, după ce oamenii s-au mutat și primarul Brașovului a constatat că în zona respectivă se aglomerează foarte mult traficul, avem centru civic, care și acolo se construiește foarte bine, foarte frumos. E foarte bine că se construiește în centru civic, dar, din păcate, o să se întâmple la fel ca în tractorul. Se termină construcția, vin oamenii și o să constate administrația PNL din Brașov că, domnule, zona se aglomerează și ce facem? Haideți să găsim un trafic. Din păcate, lucrurile astea ar trebui să se întâmple în paralel. Domnule, dacă în momentul în care ai luat autorizația de construcție și știi că în zona respectivă se construiesc 2000 de apartamente, 3000 de apartamente sau se construiește, nu știu, un mall, orice alt lucru, tu în momentul respectiv trebuie să vezi puțin zona de infrastructură rutieră, dacă poate să ducă capacitatea de oameni care va fi în zona respectivă la momentul respectiv când se va da drumul sau nu. Dacă e să vorbim de partea de excedent, din păcate, anul trecut... Ne-a zis niște cifre înfiorătoare. Cum administrația PNL a mărit taxele și impozitele brașovenilor, care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2019. Da? Acolo, în Consiliul Local, m-am și certat cu domnul primar cu privire la acest lucru. Constat, acum la început de an 2019, când s-a aprobat bugetul pe 2019, constat că în 2018 a fost un excedent de aproape 300 de milioane de lei, 297 de milioane de lei. Adică tu ai excedent de 297 de milioane de lei din anii trecuți și tu vii și faci majorare de taxe și impozite brașovenilor. Deci bani necheltuiți, bani, da? Să necheltuiți, spunem, oameni, 297 de milioane. Despre ce discutăm aici? Adică, de ce nu s-au cheltuit? Păi de ce nu s-au cheltuit? Pentru că în 2017 am fost și la noastră emisiune și v-am spus că 95% din capitolul de investiții n-a fost cheltuit. De ce n-au fost? Incapacitatea administrației locale să genereze proiecte, să genereze investiții care să înceapă măcar. Măcar să înceapă să le vedem. Nu s-a schimbat cu nimic de la ultima vizită la noi? Păi, spuneți-mi dumneavoastră în acești 3 ani de zile, că mai e un an de zile până sunt alegerile în 2000, un lucru remarcabil care s-a făcut în municipiul Brașov. Începe acum, crește grădinița, lucru, n-a spus. Păi nu, acum încep, dar toate sunt pe poze. Toate sunt pe poze și podul e pe poză și trenul e pe poză și aeroportul e pe poză și... Nu, aeroportul e cu dinamică. Nu, am văzut mai nou că vor să facă și show aviatic acolo. Adică mi-am făcut cruce când am văzut lucrul ăsta. Doamne, adică despre ce discutăm aici? Adică sunt lucruri care, domnule, e doar de a vinde ceva electoratului brașovean. Bun, folosind o marotă, PSD-ul este dușmanul, ei sunt de vină, ei n-au făcut. Noi nu suntem dușmanul nimănui, noi ne facem treaba așa cum am făcut-o și până acum și cu toate măsurile pe care le-am făcut și pe care sunt palpabile, se văd. Noi nu putem să venim în fața electoratului și să spunem că o să facem. Nu, noi venim în fața electoratului și spunem ce am făcut până acum. Deci nu veniți cu avionul, da? Să vă jucați sau cu trenuleț. Ce am făcut până acum? Dacă e să vorbim de... Am ieșit de foarte multe ori și în conferință de presă, dar și mai mult pe partea asta de mediu online, de comunicate de presă. Am vorbit de acel trusou pentru mame care nasc în municipiul Brașov. La o lună de zile,
domnul primar, am văzut că se afișa cu proiectul acesta. Foarte bine că vă s-a făcut. Vă fură ideile, domne. Foarte bine că, e s-a bine făcut. Că se fac totuși. Deci... Foarte bine că s-a făcut. Dacă e să ne uităm la Piața Sfatului, am cerut să se facă un concurs de arhitectură de amenajare Piții Sfatului. Nu neapărat să mutăm Casa Sfatului sau așa mai departe. La ce vă gândiți? Dar, de exemplu, fântâna aia poate să fie regândită puțin ca și arhitectură, ca și structură. Acei stâlpi, poate punem alți stâlpi, poate facem alte lucruri. Poate căruțele alea o să dispară o dată din Piața Sfatului că arată nu, că știți ale cui de vedem. Nu mă interesează ale cui sunt, doamna Pescaru. Să știți că lucrul ăsta la un moment pentru brașoveni, dacă e să ne gândim, dacă e să ne uităm la cele turnuri care sunt vai de mama lor și vai de... Bun, turnurile care de fapt atrag turiștii pentru că ne place să ieșim cu știri de genul, avem foarte mulți turiști. Turiștii vin pentru Brașovul vechi, pentru zona istorică, da. Pentru zona verde. Și ce văd? Și... Văd numai mizerie. Numai stricăciuni pe care s-au făcut acolo și la urmă urmei reprezintă istoria Brașovului. Dacă e să ne uităm la cetatea Brașovului, care de ani de zile încă închisă. Da. Dar acolo e, bun, deci, a fost un litigiu în justiție. Dacă e să ne uităm pe Republici, că tot așa îmi vine tot felul de lucruri pe partea asta Brașovului, la ora 10 se închid terasele. Cum poți să închizi terasele la ora 10 când sunt turiști în Piața Sfatului? Că sunt turiști pe Republici și tu trimiți poliția locală să-ți închidă terasele la ora 10. Aprovizionarea pe Republici se face între 6 dimineața și 8 dimineața. Păi la 8 dimineața deschid toate magazinele astea importante din municipiul Brașov. Când să-și facă omul aprovizionare? Mai întâi trebuie să meargă la magazin, pentru că e marfă perisabilă, da? Trebuie să-și le cumpere de la magazin, să-și le aducă la magazinul unde se prepară și se vinde către comercianți. Și ce aș propune, apropo de... Una din modificările ar fi odată schimbarea acestor ore de aprovizionare, pentru că acum, să fim serioși, poți să-i lași și până la 9. Pentru că la ora 9 nu este lume pe Republici. Deci să se prelungească un pic această perioadă. Pentru că se bat cap în cap programele pentru a-i ajuta cu acele mari supermarketuri care ei se aprovizionează. Aș muta și ora. Dom'le, dacă omul plătește pentru terasa care o are în fața magazinului să vândă, lasă domnule să stea toată noaptea să poată să vândă. Bun, protestează locatarii. Asta e motivul. E zona istorică a Brașovului, e o zonă în care mergeți în alte țări, mergeți în alte orașe din alte noaptea, țări și să vedeți cum se practică acolo. E adevărat, dar celelalte sunt departe, cetățenii ăștia votează. Ce scuze și ultima vreau să închei. Ultimul comunicat de presă, am văzut că cei de la primărie vor să lase în Piața Star producători agricoli să vândă gratis acolo. Păi asta mi s-a părut o discriminare, adică acum lași în Piața Star să vină producătorii să vândă produse agroalimentare acolo, da? Dar cetățenii din Bartolomeu care au piața acolo, cetățenii din Tractorul care au piața acolo, cetățenii din Dacia care au piața acolo, păi pe ei de ce nu au posibilitatea să meargă la piață să cumpere de la producător? Și să cumpere numai de la intermediar, da? Dom'le, dacă faci o chestie pentru o piață, fă-o pentru toate piețele. Acolo aceste lucruri se votează, nu? În Consiliul Local. Păi, da, dar din păcate să știți că din 27 de consilieri locali, 8 sunt PSD. Noi nu avem majoritate în Consiliul Local, adică să înțeleagă brașovenii lucrul acesta. Noi venim cu foarte multe proiecte pentru Brașov, venim cu foarte multe idei, cu foarte multe comunicate de presă, dar din păcate întâmpinăm rezistența penelistă care... Majoritatea care nu decide... este pentru Brașov, pentru că dacă e să ne uităm acum în afară, doamna Pescar, în afară de asfalt și de flori, și ce s-a mai făcut în Brașovul ăsta? Spuneți-mi și mie un lucru, ce s-a mai făcut în Brașovul acesta? Da, depinde fiecare ce vrea să vadă în Brașovul acesta. Deci o campanie legată de un Brașov cu adevărat turistic, vreți, da? Păi asta ne și dorim. Pentru că zona istorică este în paragină, iar zona verde este masacrată. Deci eu văd aceste două fenomene simultan desfășurându-se. Sub ochii unui cetățean brașovean care nu percepe foarte bine acest lucru, nu știu de ce, odată, pentru că nu avem foarte mult timp, probabil, să mergem în zona istorică. Noi mergem mai puțin la turnuri și să știți că în plimbare. Și mi se pare că e verde Brașovul, că e de jur împrejur verdeață, dar înăuntru e din ce în ce mai puțină. Verdeața asta este dată de la Dumnezeu.
să ne înțelegem. Păi avem grijă clar. De ea, că și pe dealuri au început masacrele. Când acele turnuri erau funcționale și se puteau intra în ele și puteau să faci plimbare prin zona respectivă, credeți-mă că împreună cu familia și copiii mergeam și ne plimbam, pentru că era o plăcere, să te plimbi în zona respectivă. Acum nu poți să te mai apropii, nu că să te mai... Îți rup gâtul pe scările alea care sunt și ele rupte. Chiar am semnalat și noi câteva aspecte în acest sens. Păi, fiți vocali, veniți la Brașov și spuneți-vă oful pe toate căile, pentru că până la urmă oamenii, nu știu, brașovenii chiar vor un Brașov frumos. E această percepție că Brașovul e altul, dar de la Ghișe încoace au trecut 15 ani. Nu, e puțin paradoxal să te mai raportezi la ce era acum 15 ani. Eu vreau să-mi cresc copiii în Brașov. Eu vreau să, ca atunci când copiii mei ajung la o vârstă, să termină o facultate, să-și termină un masterat, să-și termină o școală, să rămână în Brașov, alături de noi. Din păcate, astăzi vorbind, Brașovul este pe locul 4 la emigrare. Deci brașovenii pleacă din Brașov în orașele mari din țară, se duc în Cluj, București, Timișoara, pentru că nu s-a făcut nimica, nu se dorește, nu s-a făcut absolut nimica, nu e nicio gândire pe termen mediu și lung cu acest Brașov. Și rămâne un mit că Brașovul e minunat, că e minunat doar prin trecutul... părțile care le-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Și prin ce a lăsat Dumnezeu. Așa este. Deci experiența de la București o aduceți tot la Brașov, da? Experiența de la București pentru mine a fost o experiență, este și în continuare o experiență foarte bună. Faptul că lucrez la cel mai înalt nivel în Guvernul României... Păi poate vă place și nu mai veniți aici. Nu, credeți-mă că aici am familia și nu mi-este ușor să fac naveta în fiecare săptămână și nici lor, familiei mele, copiilor mei, nu le este ușor să ne vedem așa în weekend acasă. Și cu siguranță mă voi întoarce la Brașov. Deci doar asta. O perioadă de acumulări. Da, și este o perioadă doar de acumula cât mai multe cunoștințe și experiență pe instituțiile publice, că la urmă despre asta discutăm la București, lucru cu instituțiile publice, cu sindicatele, da? Experiență deci bună pentru mine. Deci Lucian Pătrașcu crește acolo unde este și vedem noi la ce moment va decide să ne anunțe o candidatură sau poate un alt drum. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi la Mix Actual cu Lucian Pătrașcu, astăzi secretar de stat în Guvernul României, președinte al Organizației Municipale PSD Brașov. Ne-am auzit la Radio Brașov, ne-am văzut pe Mix TV. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!